Dimi, înainte să dăm de roată, că roata cumva fix asta vrea să scoate în evidență, dar zi-mi o echipă pe care o placi din tot chestul ăsta de Asia, din toate cele 4 sezoane? Nu, din sezonul ăsta, sezonul 4. Din sezonul ăsta al vostru? Da. Dar toate, vorbim despre toate 9 echipele, indiferent că sunt echipe eliminate. Păi trec prin fiecare așa, din ce am văzut de la bun început, pentru că am fost printre privilegiații, ca să zic așa, pentru că are nevastă mea servici la emisiune aici. Am fost la vizionare de prim episod, necunoscându-l pe Zarug și pe cum o cheamă? Pe Lorelai. Bă, mi-a plăcut. Da. Zarug foarte inteligent, cu glumele la el, mi-a plăcut din start. Foarte tare mi-a plăcut el. Pe Patriția, cunoscându-o de la o altă televiziune unde am lucrat împreună vreo 2 sezoane la o emisiune, o știam pe Patriția și am avut mare surpriză să cu mare asta, cu poverina e frumoasă. Da, e o poveste, e n-ai. Da, da. Dar aici, văzându-i și nivelul de stres ridicat, e chiar haioasă și cu fisul după ea. Da, complet diferit. Da. Pe voi nu vă cunoșteam, instant mi-am făcut o de-asta că ați jucat foarte cinstit, cel puțin până în punctul ăsta, și sunteți foarte curăței și cuminței și cinstiți, știi? Păi. Mihai Petre puțin prea înverșunat, dar asta vine, cred că, din rigoarea asta de competiție. Ani de competiție. Vă zic un secret, nu un secret, că știu mulți, dar nu știu dacă... Mihai Petre... am lucrat la niște proiecte de astea de televiziune, seriale, a fost și el adus în zona asta de serial și a avut mici apariții până să aibă i s-a dat un serial întreg pe mână ca protagonist. Mihai Petre în perioada aia, eu cu încă 2 băieți, de ziua lui, pentru că a venit unde eram noi, deci noi de ziua lui l-am felicitat și seara ne-a sunat și noi eram la o cărciumă. Și a venit acolo și noi i-am dat lui să bea pentru prima oară de ziua lui. Nu mai știu câți ani făcea, deci dați spun când se întâmpla. Undeva acum vreo 10 ani, 10-11 ani. Deci el acum l-are pe 40 și cât o avea? 40 pe acolo. Imaginați că el a băut printre primele dăți, l-a mai sărbătorit cu o gură de șampanie. În seara aia a fost nebun și a băut 2 pahare de șampanie. Bă, titirez era. Întrebați-l dacă mai prindeți pe aici, cum și în ce context a dat Fodor de băut pentru prima oară. Adică el da. E sportiv, frățioare. Asta e, da. El de mic a avut asta cu... A știu ce înseamnă durere de la sport, rigoare, trezit de dimineață și... Dai un pic prea învârșunat. Mamă, dar să te chelești primul la 30 de ani, stai că eu cu... Teamă că n-are poate... Bate 10 ani? Ba da. Bate 30. Dacă a făcut sportul ăsta, e un sport de performanță totuși, indiferent că alergi pe un teren... Bă, vrei să zic ceva, despre asta e vorba în sport. Uită-te la... Sărim un pic din... Da, uită-te la fotbaliști. Sunt inumeri pe degete ăia care... Nu s-au pierdut fix de la șpriț, de la femei, de la... viață frumoasă și cluburi noaptea. Adică e o rigoare în sportul de performanță. Cam asta despre Petre. Nevastă este deliciu, e poveste, e excepțională. Adriana, bătăioasă, cu fisa, mare tupeu că a venit, mi se pare... 65 de ani, eu nu mă așteptam. Da, da. Și în etapa a 8-a. Se ține bine. Doamne. Eu o cunosc de mult timp, cam de când e poza... Are o poză, cred că au băgat-o și în promo de pe antenă cu ea și era puțin, era mai tânăr. Am înțeles. Tunsă, scurt, așa. Da, știu. Foarte, foarte mișto. Ungureanu, Alexandra Ungureanu, cu maică-sa, acolo mi s-a rupt un pic sufletul. S-a văzut struggle-ul, ca să zic așa, știi? Da. Adică chiar s-a chinuit. Și mă gândesc că experiența asta, ele împreună acolo cât au stat, două stage-uri. Se vede că acolo a fost, era o luptă, o ruptură între acolo, știi, și mă gândesc că le-a prins bine experiența asta. Neapam Picu, foarte, și el bătăios așa pe alocuri, e foarte haios cum el e, și Lizzy care se învârte, Lizzy trebuie să acolo, se duce Lizzy pe acolo și am surprins niște chestii foarte, foarte drăguțe. Shift cu Connector, mă așteptam să fie rachetă, am râs foarte mult cu ei. Moliciunea aia și Cileanul ăla pe care l-am văzut așa pe balans, așa, foarte haioși. Mi-a părut rău că au plecat, îi vedeam mai bătăioși, dar
Cred că, nu știu, i-au luat prea repede, știi? Din, cred că cu autostopul. Ei n-au ieșit din neclicurile de autostop, ne-am ieșit la un moment dat, i-au rămas acolo, tot cea foarte cu autostopul, la doi băieți, cumplit. Asta e peste tot, să vezi cum pleca Abagiu și cu Radu, cum făceau autostopul instantaneu. Tricourile alea impecabile, ei miroseau parfum de dimineață, cu Adidas și colorați care mergeau, cu pantalonii, cu nu știu ce. Eu cu tăticu, gârbovit de spate, cu barbă pe față, noroc că n-avem tatuaje, să vezi cum era Velea cu Mario, ăla musculos, negru, cu tatuaje. Și eram ultimul, blondele, cum să nu le iei pe blonde la autostop, știi? Pe Carlos ca și la noi, și noi am avut blondele noastre în sezonul pe Liga. Uite, voi... Tot așa, curăței, nu știu cum... Nu e, așa se vede doar. Bă, frate, te-am văzut, aveai cămăși colorate, cu pantalonii colorați. Nici nu m-am gândit când am plecat de acasă să-mi iau ceva colorat, să dea într-un fel. Dar nici eu nu, astea sunt hainele de acasă. Adică nu te gândi că m-am gândit strategic pe marginea străzii să mă văd, că-mi luam verde. Ideea e că erați curăței. Bă, curăței, iar aseară că... Episodul e din prima zi de Iordania. Iordania, da. Am ajuns mai târziu acasă și am dat drumul pe Asia puțin mai târziu. Băi, m-am enervat, îți povesteam puțin mai devreme, când ați luat cazările. Voi ați dormit acolo pe jos, dar camera era curată. Da. Povestea din spatele cazării voastre pe care mi-ai povestit-o, e ușor dubioasă. Dar după aia când l-am văzut pe tăticul care era cu pantaloni negri și cu cămașă albă, frumos, călcat, așa cum s-a întins el, mâncăia și gura lui de zici că a plecat de la balul bobocilor și avea covertura aia pe macatul ăla roz așa, știi? Adică, bă, chiar cazări frumoase, știi? Tata Nicu avea un part-time de ospătar la obor. Da. Ați avut aseară? Am avut aici, dar e țara de așa natură. E oricum, să știi că curățenie, într-adevăr, dar pe TV îți fură ochii pentru că ei sunt, nu știu dacă e un cuvânt bun, schicioși. Au aurii, chestii, statuete, Mă, totul e un chici. Da, e acolo, zici că intri într-un muzeu la ei în case. Da, e un chici, dar un veceu. Da. Trage apa. Da. Cu duș. Chiar cu duș. Am avut și ceva zile de nespălat deloc. Și noi. M-a atins apă. Dar noi ne-am pregătit cu șervețele umede. Da, eu am avut subsuror frumos și la funduleț și aici, ce să mai faci altceva? Șervețele umede, aveam un stick mare, minunăție de stick, de ăsta de 48 de ore, știi, ținea... Top. Am stricat toate tricourile, dar nu despre asta era vorba. Ideea era să... un pic să ai și tu puțină demnitate, Da, la noi, eu, spre exemplu, recunosc că au fost dăți cu duș în casă și n-am făcut. Nu mai puteam, eram prea obosit. Adică nu. Unde a fost duș, n-am ratat nimic. Nu puteam. Păi da, dar asta dar la voi era și rar. Voi era dușul mai rar decât la noi. Da, și mamă, l-am prins pe ăsta, nu am ratat. Am prins și noi cu baia afară sau fără duș, dar era mai des decât la voi. Da. Adică era o alegere, știi? Nu facați că prins și mâine sau pe mine, sigur. Am înțeles. Da. Bine, noi n-am făcut o săptămână, doar a fost o alegere. Ce păr. Ia, ce aia? Iată, șase. Ce, unu? Unu, mama, asta e... Da? Deja am pus întrebarea ce echipă preferi, deci asta era la unu, așa că putem să schimbăm. Zine o echipă care ți-e antipatică din sezonul ăsta. O echipă care... Dar nu la modul antipatică, că nu e nașpa. Nu-mi plac, îi urăsc, nu. Bă, mi se par că ăștia sunt cei mai... Nu-s pe gustul meu. Băi, au fost, dați am să din neputință, din faza asta de neputință, știi? Familia Ungureanu. Da. Că nu, acolo s-au chinuit mult. Cam ei, așa, știi? Eu n-am simpatii, povesteam ce s-a întâmplat la mine în sezon. Ne-am trezit la aeroport cu o gașcă de oameni pe care îi cunoșteam, mai puțin blondele. Nu știam despre blonde nimic. De Ada știam, am auzit-o, dar nu știam pe soț. Adică n-aveam atât. În rest îi cunoșteam pe toți, dar n-aveam, cum zice, simpatii. Pe Spic, îl știam, pe Vela îl știam de mult timp, dar n-am apucat cu el vreodată să bea un pahar de vin. Știi că ăsta e un... Da, nu erau niște legături. Nu erau niște, da. Pe Abagiul știam, dar nu știam pe Radu. Așa și la voi. N-am simpatii. Ți-am zis, mi-a plăcut de voi foarte tare. Nathan Ticu că îl știu și că e haios și că... Adică nu e o echipă. Atâta, neputința și că au fost neputincioase. Da. Știi? Alexandra. Da, nu e ca și cum mi-au displăcut. N-am înțeles. Îmi pare rău că nu am văzut mai mult, știi? Să văd, să trăiască ele mai mult, să-mi arate mai mult din ele. Da. Cred că pentru doamna Anca deja era
mult prea mult față de ce s-au așteptat inițial, mă gândesc. Da, mă gândesc. Că și noi inițial ne-am așteptat cumva să fie puțin nouă la preliminare, că am și spus Cuti și Dan, ne-au spus că bă, ce la TV e mai ușor, nu te gândi că... E mai ușor decât vezi pe TV. Oh, mă, ce hoți! Dar ei n-au recunoscut nici aici pe canapea, că le-am zis. Da? Și am sunat-o pe Ruby, după aia nici n-am văzut mesajul, că vorbisem cu Ruby fix înainte despre treaba asta și a spus că și ei au zis la fel. Dar puneți-vă mâna pe telefon, bă, și dați un telefon. Păi dacă nu ne cunoșteam. Nu ne cunoșteam, da, sunai. Noi am mai întrebat cine e prieten care a fost. Cu Cătă, cu Cătă. Eu am vorbit și Cătă mi-a spus, bă, nu pot să-ți povestesc dacă nu simt să-ți spun exact cum e. Că nu am cum să fac o paritate între feeling și cei pe bune acolo. Da, mă, e greu, dar e mișto. Suntem atât de diferiți și toți pășim în... am pășit în treaba asta, fiecare cu datele lui. Da. Eu pusesem sportul în cui de mult timp, adică departe de mine, am și început cu dreptul acel promo în care ne-am prezentat și eu și Sorin când ne-am întins piciorul și le-ai auzit și acum? Da. De a pognit? Bă, frate, nu te duci la bătaie cu așa ceva. Acolo am aflat că el avea și trei, cum se numesc mastele, coloane, hernii de disc. Adică ce să mai înțelegi? Dar un singur lucru știam despre mine, că s-ar putea să fiu mai bun decât toți ceilalți. Faptul că pot să dorm oriunde, pentru mine a dormi sub cerul liber este cea mai mare șmecherie și cele mai mari nopți și vacanțe pe care le-am avut au fost cort, rulotă și nu rulotă de aia de se învârtă după soare. Da, da. Rulot! Da. Cort, pădure, sac de dormit, portbagajul mașinii, vârf de munte... Astea sunt, nu mai pot să le fac pentru că nevastă, pentru că păr lung, pentru că all inclusive, pentru că parfum, pentru că copil, pentru că am luat-o pe nevastă mea niște experiențe de genul ăsta și a dus, dar na, nu e destul de greu. Una dintre cele mai hardcore vacanțe pe care le-am făcut în sensul ăsta au fost, am făcut România cu cortul, cu o gașcă de 16 cupluri, timp de o lună de zile, frumos!